se anunță un weekend incendiar cu 12 ore de folclor, peste 10 expoziții de gastronomie tradițională și etnografie, unde mai bine de 500 de artiști dau startul celui mai așteptat eveniment al primăverii, festivalul Concurs la Dacuzestre. Invitați în recital sunt Oana și Adrian Stanca, acompaniați de orchestra ansamblului Profesionist Banatul, dirijor Sebastian Roșca. Brâuri, hore și ardelene vor fi interpretate de dansatorii ansamblului Profesionist Banatul. Duminică 7 aprilie, începând cu ora 13, la Căminul Cultural din Libling, se desfășoară festivalul Concurs la Dacuzestre. Participă localitățile Chievereșu Mare, Jebel, Banloc, Moravița, Jamu Mare, Ceacova, Nițchidorf, Birda, Tormac, Uliuc, Pădureni și Libling. Secțiunile expoziții, colecții și gastronomie vor începe la ora 12. Intrarea este liberă. Iubitorii de folclor pot admira un spectacol de 6 ore, expoziții de etnografie și fotografie veche, precum și expoziții de gastronomie tradițională din Banat. Festivalul Concurs la Dacuzestre este finanțat de Consiliul Județean Timiș și este organizat de Centrul de Cultură și Art al Județului Timiș, coordonat de profesor Liliana Laichici, în parteneriat cu primăriile și consiliile locale din Județul Timiș.